Proprietarul campingului de la Vulcanii Noroioși, acolo unde a fost cazat grupul de cercetași din București, a fost amendat de către inspectorii de la Protecția Consumatorului Buzău cu 25.000 de lei. Sancțiunea vine după ce duminică, după amiază, 13 persoane ce făceau parte din acel grup au fost transportate la Spitalul Județean Buzău cu suspiciunea de toxinfecție alimentară. Inspectori de la Direcția de Sănătate Publică și de la Protecția Consumatorului Buzău au verificat atât bucătăria campingului, locul în care grupul de cercetași și-a gătit masa de seară și unde a mâncat micul dejun, precum și zona de toalete și de dușuri. Din cauza numeroaselor nereguli constatate, inspectorii au decis sistarea temporară a activității în bucătăria campingului. De cealaltă parte, proprietarul campingului spune că este prima dată când se confruntă cu astfel de situație, deși restaurantul este deschis de câțiva ani. În plus, el povestește că persoanele cazate la corturi și-au pregătit singuri cina din alimente cumpărate de la alte magazine din zonă. În aceste condiții, inspectorii DSP vor merge și la magazinele din Berca, de unde liderii grupului de cercetași au achiziționat mâncarea pe care și-au gătit-o în seara de sâmbătă spre duminică. Între timp, cele 13 persoane, majoritatea copii, au fost externate din spital. Minune la doar câteva zile după alegerile locale și europarlamentare. A început asfaltarea mult așteptatului tronson de 5 km, care duce către unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din Buzău. Este vorba despre drumul ce duce spre cunoscuta cascadă Cașoca, ce, în ultimii ani, a cam fost evitată de către turiști din cauza drumului destul de greu accesibil. Asfaltarea tronsonului face parte dintr-un proiect implementat de Consiliul Județean și Primăria Siriu. Dacă vremea va permite, porțiunea de drum ar urma să fie modernizată în mai puțin de 2 săptămâni. Conducerea Colegiului Național Bogdan Petricecu HD-ul a hotărât să pună în aplicare decizia Curții de Apel Ploiești și să achite suma de 3.000 de euro cu titlul de daune morale fostului elev Andrei Voicu. Această sumă a fost solicitată de familia băiatului cu titlul de daune morale împreună cu solicitarea de a șterge din evidențele școlii rușinoasa notă de 2 la purtare acordată pe semestrul 1 al anului școlar 2018-2019. Disputa dintre familia elevului și conducerea Colegiului Buzoian a început în 2018, atunci când Andrei Voicu, elev în clasa a 11-a la Colegiul Național Bogdan Petricecu HD-ul, a postat pe un grup de Facebook al școlii un videoclip al profesoarei sale de desen însoțit de mesaj ironic. La acea vreme, fapta lui Andrei Voicu a făcut obiectul unei anchete disciplinare ample, la finalul căreia s-a ales cu nota 2 la purtare pe primul semestru. Consiliul Județean Buzău va oferi câteva sute de mii de euro pentru activitățile cultural-sportive din acest an. Potrivit unui proiect de hotărâre aprobat de consilierii județeni în ședința de luna trecută, sume importante de bani vor fi date cu titlul de sponsorizare sau de finanțare integrală pentru evenimente cultural-sportive de referință pentru orașul și județul Buzău, care se vor organiza până la sfârșitul acestui an. Primul eveniment a avut loc la începutul acestei luni. Este vorba despre o întrecere cross-maraton, competiție pentru care Consiliul Județean și-a asumat atribuirea de premii în valoare de 10.500 de lei. De asemenea, pentru perioada 28-30 iunie, Consiliul Județean Buzău, în calitate de coorganizator al festivalului Buzău Sounds of Jazz, ediția 1, a alocat suma de 38.000 de lei de la bugetul propriu al județului Buzău pe anul 2024. Nu în ultimul rând, consilierii județeni au fost de acord ca instituția să contribuie cu 30.000 de lei pentru organizarea celei de-a 36-a ediții a Festivalului de Muzică Rock Top T 2024, ce va avea loc în prima săptămână a lunii septembrie.